Fălticeniul a fost ridicat în weekend la nivelul galelor K1. Luptătorul fălticenean Ionuț Atodirese a organizat pentru prima dată în orașul în care a copilărit o gală profesionistă de lupte, Marea Bătălie de la Fălticeni. Evenimentul a întrunit în sală autorități locale, pasionații acestui sport, dar și foste glorii sucevene ale boxului. Sala de sport fălticeneană Gabrielu Dișteanu a găzduit sâmbătă a 5-a ediție a galei Pitbull Challenge. Aproximativ 500 de persoane au asistat la acest eveniment sportiv. Gala a fost arbitrată de fostul campion european la box, fălticeneanul Vasile Nistor, arbitru de ring, Claudiu Bădoi, luptător Super Combat Challenge, un titlu mondial la Super Combat și de luptător K1, Ciprian Onofreesei. Un pic mai jos, Bogdane Bărbia, un pic mai jos. Și mai aproape de adversar, consider că l-avantajează. Loviturile de braț l-avantajează, adică chit că nu dărâmă, dar dacă vor fi punctate, va fi bine. Ar trebui să dea acea directă și pe aia imediat croșeu de dreapta, ceea ce a și încercat acum și l-a și prins pe acest Drago Simeonică. Un croșeu de stânga și final de meci, am impresia că nu s-a terminat. Da, s-a terminat, a fost gongul de final, s-a terminat meciul. Bogdan Casandra, câștigător, a mulțumit publicul din Fălticeni, a luptat la el acasă și a câștigat. Mă simt foarte bine și în primul rând mă bucur că nu i-a dezamăgit pe fălticenii mei. A fost un meci pe cinste, adversarul a fost destul de bun. Munca s-a văzut de peste de fiecare în ring. Mulțumesc tuturor care au fost alături de mine, tuturor locuitorilor din Fălticeni, antrenorul și celor care m-au ajutat să mă antrenez de această lupte. La gala a fost prezent și Cătălin Moroșanu, sportiv apreciat de întreaga țară. Succesul galei Marea Bătălie de la Fălticeni l-a făcut pe Ionuț Atodirese, organizatorul evenimentului, să declare că se gândește serios să organizeze anual asemenea eveniment la Fălticeni. Senzațional! M-am simțit foarte bine la Fălticeni. Sper ca sportivii să fi simțit și ei bine. A fost un public receptiv, călduros, exact așa cum mi-am dorit. Au venit oameni din Rădăuți să susțină sportivii din Suceava, exact cum am imaginat. A fost o gală reușită, voi continua cu astfel de evenimente anual la Fălticeni și în multe alte orașe, ușor, ușor. Primăria Fălticeni a fost partener principal în organizarea galei. A fost un eveniment sportiv deosebit, cu sprijinul marelui nostru campion, Atodiresei, cu lume bună, Moroșanu, Ignat, tot ceea ce înseamnă vârfurile la această categorie de sport. Ne bucurăm că am putut organiza un spectacol sportiv deosebit. Martorni sunt oamenii care în număr foarte mare au venit astăzi în sala din Parcul Nada Florilor. Ne dorim să continuăm și să încercăm ca Fălticeniul să fie pe buzele tuturor, cu motive de bine, cu lucruri pozitive.